Bună ziua, domnule primar, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua! Am să încep direct interviul dumneavoastră astăzi cu o temă care a rămas încă de actualitate și probabil multă vreme o să mai rămână în mințile românilor, și anume subiectul colectiv. E de fapt și motivul pentru care, contextual aș spune eu, ați ajuns primar la sectorul 4. Cum este să conduci primăria respectivă astăzi, după tragedie, după momentele pe care le-am văzut cu toții și după inclusiv mișcările de stradă care s-au lăsat cu demiterea celui care a ocupat funcția respectivă înaintea noastră? Cu certitudine nu este un lucru ușor. Ca urmare a acestei tragedii care ne-a marcat pe toți extrem de mult, și peste care, sincer, nici eu nu am reușit să trec, întrucât încă din prima seară m-am găsit în acel loc. Am fost martor la tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Am văzut tot ceea ce nu mi-am imaginat că pot vedea în viața mea. După toate aceste lucruri, ne-am confruntat, inclusiv din punct de vedere instituțional, și cu demisia domnului primar. Însă a trebuit să depășim aceste momente și să facem primăria să funcționeze. Repet, să funcționeze, pentru că datoria pe care o avem față de locuitorii sectorului 4 este aceea de a reporni mecanismele și de a funcționa în interesul cetățenilor. Am înțeles. Imediat după aflarea numelui dumneavoastră drept următorul primar, au fost voci care au spus da, a venit la conducerea primăriei băiatului Piedone. Cum comentați afirmația asta? Cu certitudine nu sunt băiatul lui Piedone. Este o afirmație cel puțin răutăcioasă. Este de înțeles, asta este viața și asta este lumea. Domnul Cristian Popescu Piedone este o persoană extrem de cunoscută în sectorul 4. Este o persoană respectată, care a făcut multe lucruri bune pentru cetățenii sectorului 4. Însă, în urma acestui eveniment tragic, eu sunt primarul sectorului 4 și, repet, cu certitudine nu am cum să fiu băiatul nimănui. Eu sunt un tânăr dornic să fac lucruri bune pentru cetățenii sectorului 4 și aș vrea să contrazic puțin proverbul că la umbra unui nuc nu crește nimeni, și veți vedea, atât dumneavoastră cât și cetățenii sectorului 4, că pot face multe lucruri foarte bune. Haideți să ne întoarcem la subiectul colectiv și aici aș vrea să vă întreb ce ați făcut, ce faceți sau ce credeți că se mai poate face pentru victime, pentru familii, rude, în momentul de față, din postura noastră de primar al sectorului respectiv. Primul lucru pe care l-am făcut a fost un lucru de bun simț, un lucru normal, un gest de solidaritate cu victimele și cu familiile celor care au pierit în această tragedie. Nici nu mi-am început bine mandatul și în ședința de consiliu local, în care am fost validat ca primar al sectorului 4, împreună cu colegii mei, consilieri, am făcut un gest normal, de bun simț, și acela ne-am cerut iertare cetățenilor sectorului 4, cetățenilor Bucureștiului și întregii Românii. Este un gest unic în administrația publică locală. Până în acest moment nimeni nu a mai făcut un asemenea gest, însă reprezintă
un gest, din punctul meu de vedere, de normalitate, de solidaritate cu victimele acestui accident îngrozitor și cu familiile acestora. Mai mult decât atât, principala preocupare pe care am avut-o a fost aceea de a încerca să fac ceea ce este omenește posibil pentru oamenii ce vin la locul tragediei, oameni care sunt extrem de afectați de durere, de suferință. Mi-e și jenă să spun despre lucrurile acestea pentru că sunt lucruri normale. Am montat acolo grupuri sanitare mobile. Am adus niște băncuțe în care oamenii să se poată reculege și să-și șteargă lacrimile. Am oferit, atunci când temperaturile au fost căzute, am oferit ceai și apă celor care au venit în pelerinaj la acest loc. Împreună cu poliția locală, alături de jandarmerie, am asigurat liniștea și ordinea publică locală. Acestea sunt, din punctul meu de vedere, vis-a-vis de ceea ce înseamnă locația colectiv, niște gesturi de bun simț, decente. Ele reprezintă nimic în comparație cu suferința oamenilor care mă afectează extrem de mult. Din punct de vedere instituțional, am în această lună un proiect de hotărâre prin care voi sprijini financiar atât familiile persoanelor decedate, cât și pe cei care sunt internați în spital. Îi vom sprijini financiar pe cei care sunt în sectorul 4. De asemenea, am luat măsuri din punct de vedere administrativ față de persoanele pe care noi le suspicionăm, atât noi cât și anchetele penale în desfășurare le suspicionează ca fiind vinovate sau planează suspiciunea de vinovăție asupra lor. Astfel încât primul lucru pe care l-am făcut, am sesizat Comisia de Disciplină, aceasta s-a întâlnit, am primit raportul, urmând ca toți cei care se găsesc în cercetare sau nu și-au făcut datoria din punct de vedere administrativ, în cursul acestei săptămâni vor fi suspendați prin dispoziția primarului, pentru că sunt lucruri cu care nu avem cum să ne jucăm. Din punct de vedere al primarului sectorului 4, trebuie să fiu ferm, să nu accept niciun fel de derapaj, pentru că nu-mi doresc să ajung în situația în care mii de oameni să vină în fața primăriei și să-mi solicite demisia. Este o formă de respect și este modul în care găsesc normal să respect legea. Înțeles. Acum, revenind la primărie, cum s-ar spune pe românește, ați pus mâna pe primărie acum. Ați făcut, bănuiesc, în scurta perioadă în care ați ajuns la conducerea primăriei și o radiografie. Și o să vă întreb direct, cam cât de mare ați estima că este corupția în primăria sectorului 4? Este greu de spus, este o întrebare dură pe care mi-o adresați. Prefer să vă răspund altfel. Prima măsură pe care am luat-o alături de colegii care au fost implicați în evenimentele de la colectiv, am înlocuit și am chemat în comisiile de disciplină pe aproape toți, până în acest moment, directorii direcțiilor descentralizate pe care noi le avem. Următorul pas este să fac un audit și să evaluez dacă există acest fenomen. Calitatea în care vorbesc este aceea instituțională și este normal că atunci când fac o afirmație să mă bazez pe probe. Pentru a fi dincolo de orice suspiciune, pentru a nu plana
asupra instituției noastre semne de îndoială și mai ales asupra persoanei mele, am decis că este un lucru extrem de important ca în regim de urgență să întreprindă aceste măsuri. De altfel, în cele 4 zile de mandat pe care le am, deci că sunt de pe data de 12, am făcut aceste demersuri, tocmai pentru a mă asigura că în primăria sectorului 4 nu mai avem sau nu avem fapte de corupție, sau dacă ele sunt, să le identific și să iau măsurile legale. V-am întrebat degeaba lucrul ăsta, pentru că cel puțin o anchetă jurnalistică publicată recent vorbea la nivelul primăriei sectorului 4 despre un contract de o valoare destul de mare, zic eu 40 de milioane de euro pentru niște anvelopări, dat oarecum cu dedicație, să spunem așa, cum îl numim noi jurnaliștii. E o anchetă. Mai putem să ne așteptăm și la altfel de astfel de contracte, sau credeți că suspiciuni de genul ăsta până la urmă nu aduc atingere și mandatului pe care îl aveți dumneavoastră în momentul de față? Ați ajuns manager acolo? Bineînțeles. E normal. Plusul pe care îl aduc în administrația locală a sectorului 4 este acela că dorința pe care o am este aceea de a fi transparent. Ca atare, în momentul în care am primit această informație și solicitare, în prima secundă am generat o comisie. Aceasta a furnizat un raport preliminar. Ca atare, am decis următoarele lucruri. 1. Întreaga procedură va fi reverificată de ANAP, Agenția Națională de Achizițiilor Publice. 2. Am solicitat Băncii Europene de Investiții punct de vedere vis-a-vis de lucrurile semnalate și aștept din partea dânșilor un răspuns. 3. Am decis să nu finanțez sub nicio formă, pentru că este vorba de un acord cadru, el nu și-a produs efectele, este o promisiune ca în cazul în care vom face anvelopări, acestea să se facă cu câștigătorii desemnați în urma acestei licitații. Am decis să nu finanțez, iar decizia cea mai importantă este aceea că nu voi semna niciun contract subsecvent până când, din punct de vedere legal, nu mă voi asigura că există vreun fel de problemă. Deci astea sunt lucrurile în timp real pe care le-am făcut legat de aceste aspecte pe care presa le-a semnalat. Înțeleg. Credeți că autorizarea clubului colectiv ar fi putut fi făcută și contra unei șpăgi? Nu spunem deocamdată cine ar fi putut să o ia, că nici procurorii n-au dat de înțeles așa ceva, dar există acest scenariu? Eu vă voi răspunde în felul următor. Acesta este un subiect pe care Direcția Națională Anticorupție îl anchetează și sunt sigur că are voința și pârghiile de a depista dacă un astfel de lucru s-a întâmplat. Nu pot să fac o astfel de afirmație. Înțeleg. Aveți un mandat scurt, dar nimeni nu spune că într-un timp scurt nu se pot face lucruri. Și atunci v-aș întreba, aveți în atenție ca în perioada cât sunteți primar să schimbați, să spunem așa, oarecum garnitura în primărie, oamenii cheie de la diferite direcții, în așa fel încât a pune alții cu care să puteți lucra mai bine, mai eficient, mai rapid? Trebuie să vă anunț că lucrul acesta deja îl fac. Despre anumite componente ale descentralizatorilor, vă pun spune că deja l-am făcut. Întreaga garnitură, da, vă răspund da și ferm vă răspund da, întreaga garnitură doresc să o înlocuiesc, doresc să evaluez ce activitatea direcțiilor respective. Acolo unde este cazul voi solicita și unde mi se vor semnala probleme, voi solicita o auditare a activității direcțiilor respective, pentru că modul în care eu văd administrația publică este acesta. Da, acest lucru l-am și făcut.
Interesant, pentru că ați anticipat oarecum următoarea întrebare. Vreau să vă întreb dacă simțiți oarește presiuni, oarește antipatie din partea oamenilor care sunt considerați în momentul de față în primărie ca fiind din echipa Piedone. Ați avut recent o problemă inclusiv la poliția locală unde se vorbea de iminența unei greve a angajaților. Probabil mai sunt și în alte direcții sau în alte zone oameni de acest gen. Cu aceștia ce o să faceți? Schimbați probabil niște șefi. Nu puteți schimba și mentalitățile angajaților sau oamenilor. Poate ne explicați un pic și chestiunea aceasta cu greva la poliția locală, fiind care era o premieră, zic eu, în administrația bucureșteană. Ceea ce vreau să aduc eu ca și exponent al generației mele este abordarea instituțională a problemelor cu care mă confrunt. Planurile și proiectele pe care eu le am pentru sectorul 4 doresc să le implementez instituțional. Acest lucru pentru o parte din colegii mei este dificil de înțeles. Într-adevăr, a existat în cursul zilei de miercuri o problemă pe care cu mult tact și cu multă inteligență am depășit-o. Colegii mei polițiști locali nu au înțeles probabil foarte bine că legea trebuie, o parte dintre ei, bine, nu pot să generalizez lucrul acesta, că legea trebuie respectată și că nu putem dicta care sunt conducătorii noștri, nu îi putem alege după criterii de simpatie și antipatie. Cu înțelegerea necesară, pentru că și ei reprezintă un număr de oameni, am reușit să depășim acest moment, astfel încât normalitatea pentru care lupt s-a instaurat. Eu cred că noi toți de acolo, din această instituție, da, în alte condiții ce este drept, trebuie să facem o echipă și să funcționăm performant pentru cetățenii sectorului 4. Am depășit acel moment, a fost un moment destul de dificil, cu presiunile m-am obișnuit, trebuie să fim puternici, sunt primarul sectorului 4, deci lucrurile acestea fac parte din cotidian. Sunt lucruri dificile, sunt decizii importante pe care trebuie să le luăm, sunt presiuni, e normal să fie, dar trebuie să le facem față cu înțelepciune și să ne gândim că toți oamenii pot greși, nu este nicio problemă, atâta timp cât reușim să dialogăm și cât reușim să depășim momente tensionate, nu cred că este o problemă.